Salutăm, domnule doctor. Bine v-am regăsit. Avem broasca țestoasă californiană de apă. Sunt, de fapt, un grup de specii, sunt mai multe specii de țestoase acvatice. Astea sunt californiene, dar speciile se întind de undeva din nordul Americii de Nord și până în nordul Americii de Sud, inclusiv pe insule și în zona Caraibilor. Sunt mai multe specii, sigur că au necesități oarecum diferite față de mediu și tocmai de asta astăzi ne-am propus să vorbim despre aceste specii, pentru că se fac multe greșeli. Se fac multe greșeli în întreținere și totul derivă, în primul rând, pentru că nu reușesc să-și identifice foarte bine specia pe care au cumpărat-o. Și atunci fac anumite greșeli în ceea ce privește ce? Alimentația? Greșeli probabil, în mediul de viață, în primul rând. Nu știu ce temperatură de confort este necesară. Greșeli în alimentație. Nu știu că aceste broaște, când sunt mici, au un anumit regim alimentar. Pe măsură ce se măresc, își schimbă obiceiurile alimentare. Greșeli în ceea ce privește întreținerea lor în timpul sezoanelor, pentru că mulți consideră că aceste specii hibernează. Vorbeam noi la un moment dat despre cum le păstrăm pe cele care nu sunt țestoasele de uscat, care hibernează din zona europeană. Da. Da. Acestea nu hibernează. Vezi? Da, mi se pare interesant. Credeți că s-ar înțelege bine așa cu o pisică sau o pisică cât s-ar hrăni dintr-o broască țestoasă? Nu s-ar hrăni deloc, pentru că nu reușesc să le atace, au instincte foarte bune și, fiind carnivore, mai și mușcă. Și pot să muște destul de violent, adică au capacitatea... Da, credeți că... Credeți că broaștele astea țestoase știu care-i noul single al Inei? Vibrează pe muzica asta de din vara 2017. Sunt sigură că sunt sensibile la sunete. Convinsă. Sunt foarte sensibile la sunete, mai ales că ele comunică într-o gamă sonoră mult mai largă decât mamiferele, mai largă decât noi oamenii. Comunică inclusiv în infrasunete și în ultrasunete. Și asta, sigur, ca să se descurce foarte bine în apă și ca să poată să-și captureze prada. Pentru că se sizează pe șlișorii din apă doar prin mișcările acestora. Nu trebuie neapărat să-i vadă. Numai de sub apă se hrănesc. Numai de sub apă se hrănesc? Numai de sub apă sunt acvatice și pe uscat nu mănâncă. Stai, nu te atinge. Și cum? Eu dacă vreau să o hrănesc acasă, trebuie să umplu până aici cu apă? Păi ele, în mod normal, stau în bazine cu apă. Aici, mă rog, avem niște bazine de prezentare. Veniți pe bulevardul Magheru. Dar, în mod normal, ele sunt menținute în terarii care trebuie să aibă apă suficientă ca volum să le acopere în totalitate, să poată să înnoate liber. Asta este o altă problemă. O problemă pentru țestoasele acvatice, iarăși, și de asta acolo avem un exemplar care este bonlav. Este cu o patologie complexă pentru că nu a avut condiții de întreținere corespunzătoare, se manifestă violent la nivelul ochilor. Ochii sunt, sigur, tumefiați. Și cum a ajuns la dumneavoastră? Adică a cumpărat-o cineva și a zis, uitați, domnul doctor, se îmbolnăvește, nu mai mi-e trebuie? Sunt cumpărate de mici și sunt întreținute, practic, animale de companie. Da? În momentul în care se îmbolnăvesc, sigur că trebuie să acceseze un medic. De ce avea o broască țestoasă? Vai, Ana! Nu poți să o drăgălești, că se sperie și intră. Trăiesc mult, domnule doctor. Eu am... Speciile acestea undeva la 35-40 de ani. Deci îți iei un companion pe viață. Deci eu am o prietenă care are o broască, deci ar lua cu ea peste tot. Pe cuvânt, dacă nu... Ce n-ar fi așa un trend nou să pleci cu broasca în oraș, cum ești cu cățelul în parc? Nu, eu vreau ca toate aceste animale... Aveam și cu găina! Să rămână în zona lor și să se simtă bine în libertate. Noi câini și pisici, atât. Și altele plimbau găini prin oraș, cum facem? Pentru că ele trebuie să fie libere. Înțelegi? Au nevoie de spațiu mult de desfășurare? Sigur că au nevoie de un spațiu pe măsură. Un bazin ca acesta este insuficient la dimensiunea aceasta de broască. Proprietarii acasă au bazine mai mari unde întrețin broaștele respective. Acolo este o specie similară cu cea de aici, dar este un individ care a avut probleme patologice similare cu cel de aici. Sigur, amândouă sunt femele. Este după tratament, am început tratamentul anul trecut și asta vroiam ca, la fel să remarc, faptul că se îmbolnăvesc într-o perioadă de timp lungă, proprietarii nu bagă de seamă, practic vin cu ele când deja patologia este complexă, iar tratamentul este la fel de lung. Mai ales că reptile fiind, nu au homeostazie și prin aceasta trebuie să le facem un tratament la intervale de timp ceva mai mari decât facem pentru mamifere sau păsări în mod obișnuit. Și ele când se îmbolnăvesc ne pot da boala și nouă? Aici este o boală metabolică. Este o boală metabolică, nu poate să fie transmisibilă boala respectivă. Este o boală datorată condițiilor de mediu care au fost necorespunzătoare. Ce te faci? Iar te sperie de orice. Vrei iară să sară și să te muște? Mușcă, domnule doctor. Nu mă mușcă. Nu știi tu niciodată că ai tu niște capacități speciale de a distruge nervos animalele. Că te-am mai văzut. Pot deveni potențial agresivă și pot mușca, Diana. Da? Zice domnul doctor că nu. Sigur că ele pot să fie violente, însă exemplarul de aici este întreținut de o familie care s-a comportat întotdeauna cu blândețe cu acest animal. Au și mai multe animale în... Ce? Spuneți, domnule doctor. Ce vreți? Ce să fac? Nu, asta e chiar prea mult. Domnule doctor, știți, este... Practic, uite, vine cu mine, hai cu Diana. Este foarte cu minte, nu face absolut nimic. Nu face nimic, dar se bagă sub canapea, domnule doctor. Mulțumim mult de tot. Mulțumim domnului doctor Tudor Laurențiu, că stau și eu cu tine, așa, Florine? Uite, nu mi-e frică. Ce Florine, iară, ce Florine. O și sperii, săracă, vezi că slăbește acum, că ea să mișcă. Uitați-vă cadru de poveste. Diana în patru labe, cu o broască testoasă în fața ei. Doar uitați-vă cadrul de poveste. Mulțumim, domnule doctor, pentru aceste exemplare. Cea mai mare plăcere oricând. Aoleu!